Intensă și cea mai veche întrebare pe care o au femeile cu precădere de când există pământul ăsta, de când e lumea asta, astăzi răspunde la întrebarea asta. Nu mă întrebați de unde știu și de ce știu toate lucrurile astea. Mă rog, o să vă dau eu câteva hinturi pe parcurs. Dacă ai idee, nu intrați în detalii prea adânci. De unde am toate informațiile astea, că sunt multe surse la activ, vin în urma unor ani de cercetare, ca să spunem așa, și de observații, mai mult de observații decât de cercetare, și anume răspunde la întrebarea de ce înșală bărbații. Da, ladies and gentlemen, astăzi elucidăm misterul pe care îl are orice femeie din lumea asta, toate femeile își pun întrebarea asta, de ce înșală bărbații. Și acum, o să am așa, o variantă scurtă pentru cei care n-au răbdare sau cele care n-au răbdare să asculte tot clipul ăsta, care nu știu cât va fi de lung. Și o variantă mai pe larg cu explicațiile de rigoare pentru cei ce, sau cele ce au răbdare să rămână. Varianta pe scurt a răspunsului la întrebarea de ce înșală bărbații este pentru că pot, pentru că vor și pentru că așa le vine cheful. Glad to be helpful. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao! Acum că am terminat cu cei care voiau varianta scurtă, răspunsul rapid, să trecem și la varianta puțin mai amplă. Și o să vă zic așa că, din observațiile mele, am observat cam două, trei categorii, cred că, de bărbați care înșală. Și, iarăși, ce aș vrea să înțelegeți din toată povestea asta este că, din perspectiva mea, nu este o soluție sau un răspuns general valabil. Știți? Lucrurile sunt de la caz la caz. Poate mai repede să încercați să identificați categoria de situație în care vă aflați, gen capitole, cum ar fi la cărți, sunt capitole, știți? Identificați în ce capitol vă încadrați și încercați să găsiți soluții conform capitolelor respective și nu așteptați o soluție general valabilă pentru toată lumea. Că nu există. Așa cum noi, ca oameni, nu suntem toți identici trași la indigo, așa nu cred că există ca și în multe alte aspecte ale vieții. Nu cred că există o rețetă general valabilă pentru a rezolva problema asta. Așa, există categoria, din perspectiva mea, a bărbaților care nu înșală. Ăștia îi spunem deoparte. Ăștia sunt bărbații care, în momentul în care s-au căsătorit sau sunt într-o relație, au decis, bă, gata, ok, mă calmez. Îmi aleg ce-mi trebuie și îmi duc soară. Sunt fătălăii, cum ar zice un clasic în viață, așa, pe care eu personal îl consider fătălăi, dar trecem peste. Îs fătălăii, știți? Da, cum zic unii. Și oamenii ăștia nu fac parte din discuția noastră de astăzi pentru că neintrând în celelalte categorii, n-au ce căuta în discuția asta, da? Deci îi excludem, știm că există, îi felicităm și îi lăsăm deoparte. Apoi, unul din motivele pe care le-am identificat eu că înșală bărbații este că nu sunt mulțumiți de situația lor curentă. Spre exemplu, s-au căsătorit de foarte tineri și au dat seama că au greșit în alegerea partenerei, nu le mai convine, nu știu, situația actuală, s-a înrăutățit situația cu partenera și așa mai departe și se duc și caută ori alinare, ori, nu știu, o modalitate de refugiu în altcineva. Aceasta ar fi o categorie pe care am văzut-o. Deci oamenii care pur și simplu nu sunt mulțumiți cu ceea ce au acasă pentru că la un moment dat în viață au luat o decizie proastă, ori la presiunea cuiva, ori la presiunea societății, ori pentru că așa a fost situația, ori pentru că a rămas aia însărcinată, ori, mă rog, la un moment dat în viață și de regulă ăștia au făcut alegerile astea foarte de tineri, știți? Și s-au conformat cu alegerea făcută și o duc așa, dar pentru că nu poți
trăi la nesfârșit nu știu, în același scenariu, încearcă din când în când să mai refuleze pe aici și pe acolo. Apoi, sunt bărbații, a doua categorie sunt bărbații care nu știu ce vor, pe care am identificat-o eu. Adică, le surâde perspectiva de familie, de copii, de soție, de nu știu ce viață, de familie și așa mai departe. Dar asta doar pentru că așa li s-a vândut gogoașa. Dar ei nu știu dacă vor treaba asta, știți? Adică, cum sunt și acele femei care vor copii pentru că trebuie să facă copii, dar ele nu sunt hotărâte că trebuie să facă copii, știți? Ei intră în categoria asta, ca femeile astea. Adică, ei știu că ar trebui să facă o familie, că așa li s-a zis, că vor să cumva, pe de-o parte parcă vor o familie, dar pe de altă parte parcă le place viața asta liberă a lor, așa, știți? Parcă le-ar plăcea să alerge de colo-colo, să umble brambura, să nu știu ce. Și atunci, nu știu ce să facă, știți? Adică le place familia de acasă, dar parcă vor și doza aia de libertate. Ăștia, în general, sunt bărbații care n-au părăsit adolescența. Știți? Adică sunt eterni adolescenți care nu își pot asuma rolul de cap de familie, de tată, de părinte și așa mai departe. Nu și-au pot asuma de multe ori responsabilitatea unei familii și tot caută pe delături, știți? Aha. A treia categorie, care este și cea mai dură, și pe care noi femeile avem mania să încercăm să o îmblânzim, crezând că noi o să fim antidotul acestei aberații a Universului, pentru că este pur și simplu aberația Universului, este bărbatul care înșală pentru că nu se poate abține. Pentru că asta e o pasiune a lui, pentru că el așa simte. Ăsta este genul ăla de bărbat care nu trebuie să se căsătorească niciodată. Și cine crede, ce femeie crede că îmblânzește genul ăsta de bărbat, e proastă. Simplu. Adică, aia e o femeie proastă. Se amăgește singură, crezând că, vai, Doamne, am să-l îmblânzesc. El a fost un Don Juan toată viața lui, nu știu, el a fost un Don Juan până la 30, 40, 50 de ani. Și m-am găsit eu, din pădurea dormită, să-l cumințesc pe ăsta. Nu, nu o să se cumințească. Pentru că ăsta e genul ăla de bărbat și mai... Ăsta nu e adolescent, ăsta este copil. Este undeva între perioada aia de prepuber și pubertate. Cam pe acolo e el. Așa, el nu e adolescent. Genul ăsta de bărbat este efectiv bărbatul care e copil, care el ai impresia că totul e o joacă și că chestia asta nu trebuie luată în serios și că relația nu e serioasă și că femeile dramatizează prea mult când se gândesc că înșelatul e o problemă gravă și că, da, de ce să se complice? Și lui îi place viața asta de libertate. Sunt genul ăla de bărbați care sunt cumva alimentați și de zona asta de Red Pill Community. Again, dacă știți povestea, sunt genul ăla de bărbați care sunt foarte volatili, adică astăzi sunt în România, mâine sunt în Franța, apoi mâine sunt în America, peste 3 săptămâni sunt în Japonia și tot așa. Și în fiecare oraș au câte o învârteală. Și pe ăștia nu-i poți potoli. Genul ăla de mustangi, am auzit la unul, chiar descrierea asta, că mustang care nu poate fi îmblânzit. Deci mi-a picat față când am auzit, jur. Când am auzit expresia. Mustang care nu poate să... El era doar o gloabă leșinată, bineînțeles, dar el se vedea mustang care nu poate fi îmblânzit. Da, dar, again, toate globele leșinate, așa se văd. Și sunt genul ăla de copii. Evident, dacă o luăm din perspectivă psihologică, au niște probleme. Toate categoriile astea au niște probleme. Nu, așa, nu stăm să le analizăm acum și nu stau eu să le disec. Dar ăștia sunt cei mai problematici. Și noi, femeile, suntem foarte atrase crezând că noi vom fi antidotul și că noi o să le... Mamă, ce o să-l cumințesc eu pe ăsta și o să-l fac băiat de casă și el o să vină acasă și îi trântesc 3 copii și să vezi cum o să vină el acasă și o să se tăvălească pe jos cu copii. Aiurea, nu o să se întâmple niciodată. Sau dacă să se întâmple, o să te transforme în genul ăla de nevastă accesoriu cu care se afișează și după aia el pleacă.
Da? Ăștia sunt genul ăla de bărbați care ar trebui să-și asume faptul că ei nu trebuie să se căsătorească, că ei nu au nevoie de o soție și să nu mai încurce femeile. Pentru că partea proastă este că ăștia sunt și cei care împrobodesc cel mai bine femeile și le promit mare cu seare și tot peisajul ăla idilic de familie, știți? Pentru că știu că ei, ăștia, ei știu că femeile asta își doresc în esență. 90% din ele asta își doresc. Și atunci, da, profită de situația asta și știu să joace la sentimente, că iarăși, rulând foarte multe femei, genul ăsta de bărbați știu cam ce gândesc femeile, știu ce să spună ca să încânte femeile, cunosc tipologiile de femei și una, două, îți trage preșul de sub picioare, ca să spunem așa. Acum, problema este, din perspectiva mea și din lucrurile cu care m-am lovit eu până acum, este că noi femeile nu suntem învățate chestiile astea. Nouă încă ni se vinde gogoașa că dacă rămânem însărcinate, ăla o să ne ia de nevastă, dacă avem grijă să fim aranjate frumoase, nu știu ce, ăla o să ne ia de nevastă, nu astea sunt criteriile. Iarăși, genul ăla de trucuri imbecile, cum vedeți pe noi, cum să atragi un bărbat în 5 pași, vedeți pe YouTube sau pe TikTok sau pe mai știu pe unde. Zâmbește nu știu cum, bagă-ți degetele prin păr, uită-te la el de sus în jos, crede trucuri din astea idioate. Astea sunt niște trucuri idioate care țin, prind numai la proști, da? Deci dacă vreodată vă pică în plasă un bărbat folosind trucurile astea de pe internet, trebuie să vă puneți niște probleme foarte grave cu privire la bărbatul ăla. Pentru că, în general, bărbații asumați nu cad în capcana uneia care se uită languros așa și își dă ochii peste cap. Nu, nu o să se întâmple. Deci bărbații care vor relații și care cărora le plac femeile pentru că le plac femeile și pentru că știu că femeile vin în completarea lor și nu văd o competiție între ei și femei și așa mai departe, care e cu totul alt subiect, nu intrăm în el astăzi, dar bărbații ăia, la care de fapt visăm noi femeile, ăia nu cad pradă trucurilor ăstora idioate. Da? Scoateți-vă puțin din cap că am văzut că sunt, acum mai nou, sunt cursuri de feminitate și de atracție a bărbaților. Pă bune? Serios? Adică, acum îmi vine în minte râd, pentru că îmi vine în minte, îmi povestea un bărbat, culmea, de o tipă care era urâtă, după standardele sociale, el a zis-o, că era urâtă, urâtă, de te duceai în lume. O gură urâtă, dinții strâmb, fuma, avea dinții galbeni, neîngrijită, cu cearcă, necuriduri, o femeie care era mai îmbătrânită mult prea devreme, vocabular prost, nu știu ce, dar avea un farmec al ei, că îmi zicea că toată lumea leșina de plăcerea ei, adică avea un farmec deosebit femeia aia. Asta a spus-o de un bărbat, by the way. Așa. Și astea sunt chestii pe care poți să ți le dezvolți, le descoperi dacă le ai, poți să ți le dezvolți și să ți le însușești, să fie ale tale, să facă parte din tine. Dar nu să vii cu trucuri din alea idioate, că uită-te la el peste umăr, dă-ți ochii peste cap, fă-te că nu-l vezi, nu răspunde la mesaje în primele 2 ore, deci alea cu mesajele pe mine mă termină, nu răspunde la mesaje în 2 ore, fă-te că ești ocupată. Da, este o diferență foarte mare între a fi ocupată ca femeie și între a te preface că ești ocupată doar ca să-i atragi atenția ăluia și, repet, pentru cine n-a înțeles de prima dată, genul de bărbat care pică în capcane de genul ăsta sau se lasă sedus de chestiile astea, ori se lasă sedus cu bună știință și ea, chestia aia nu o să ducă nicăieri, ori e prost. Asta e adevărul, ce vreți? Hai să vorbim pe cinstite, da? Adică, și am văzut că, în general, oamenii când se găsesc, se potrivesc foarte bine, se găsesc, n-au nevoie nici de tertipuri, n-au nevoie nici de sună-mă tu că nu te sun eu, dar ba sună-mă tu, dar închide tu, dar nu, să așa, n-au nevoie, se înțeleg foarte bine din prima.
Dar pentru asta trebuie foarte multă maturitate și foarte multă acceptare de sine și trebuie să știi cine ești ca om. Și revenim iarăși la chestiile alea de bază, că trebuie să știi cine ești tu ca om. Ori noi nu ne dăm interesul să mai aflăm cine suntem, noi încercăm să fim oricine altcineva decât noi, încercăm să arătăm că suntem nu știu cine, să ne desfigurăm, să arătăm ca nu știu cine, pentru că unul sau una ne-a prezentat că ăla ar fi standardul de frumusețe și așa mai departe, știți? Și asta duce la mesajul ăla că nu e sigur de tine, știți? N-ai siguranță de sine, nu e stăpân pe tine. Și iar chestia aia nu e atractivă. Pentru femeile sau fetele tinere care n-au înțeles treaba asta, dacă un bărbat este pornit să înșele, o să înșele. Mi-a trimis cineva o chestie absolut execrabilă, odioasă, cu una care dădea sfaturi de ce să faci ca să nu te mai înșele bărbatul. Și era o chestie absolut vomitivă. Nici n-am ascultat-o până la capăt, că n-am putut. Și îți dădea niște indicații foarte grafice de ce să faci ca să nu... Da, pentru că pe TikTok sunt foarte multe... TikTok-ul are foarte multe laturi, așa. Și era într-o latură din asta. Și tot persoana respectivă îmi spunea că degeaba, bărbat fiind, degeaba faci tot ce zice aia ca femeie. Respecti toate lucrurile alea pe care le zice tipa aia acolo, că bărbatul dacă vrea să te înșele, te înșală. Așa cum bărbații pot fi foarte critici în momentul în care văd o femeie și nu le place ceva la ea, pot fi foarte, foarte critici, la fel în secunda în care li s-a pus pata pe o femeie, instant aia este mai bună decât tine de 1000 de ori. Vorbeam cu o învățătoare de aici, de la noi, a murit între timp. Ea a fost învățătoare și era foarte frumoasă femeia. Singurul ei, să zicem, dezavantaj era că era înaltă. Ea nu era genul de minionă ca mine sau așa. Era o femeie la 1,80, o femeie țapănă așa, dar legată frumos. Adică avea un corp frumos. Am văzut poze cu ea când era tânără și era superbă, cu un păr frumos, cu ochii albaștri. Avea niște ochi atât de albaștri și de cristalini. Deci, absolut fabuloasă femeia, învățătoare. Soțul ei, tot profesor, băiat de popă, ea provenind dintr-o familie mai săracă, familia s-a străduit cumva să o dea la o școală din asta de fete, că na, era pe vremuri, s-a străduit să o dea la o școală de fete ca să o facă învățătoare, că știau că așa o să aibă un parcurs mai bun în viață. Și l-a găsit pe domnul ăsta, s-a căsătorit cu el, un tip extraordinar de atrăgător. Un tip foarte frumos, foarte volubil. I-a fost profesor mamei mele, parcă, sau director. Era director când era mama la școală. Și când era învățătoarea deja bătrână, vorbeam cu ea și îmi spunea că cât de mult o înșela bărbasul. Și îmi zicea, zice, nu m-ar fi durut atât de tare dacă se ducea la una mai deșteaptă ca mine. Fiind la țară, vă dați seama, la vremea respectivă, zona asta de aici, de la țară, era destul de izolată. Nu era ca acum că te duci oricând la oraș. Că o duceai la oraș, nu știu, de 2 ori pe an. Așa, când aveai cumpărături masive de făcut sau aveai treburi urgente. Și vorbeam cu ea, stăteam de vorbă cu ea până să se instaleze Alzheimer-ul și la ea foarte grav. Și îmi spunea că atât de tare mă înșela și mă înșela cu toate proastele de ei. Zice, care era mai proastă, mai îngălată, mai nespălată, zice, cu aia se ducea și mă înșela, ziceai cum mi-o face în ciudă să mă, pentru că ea era cumva prizonieră în situația în care se afla, știți, deși, na, după o vreme era viața pe care și-a construit-o, dar zicea, bă, nu m-aș fi deranjat dacă mă înșela cu una mai bună ca mine, dar se ducea și mă înșela cu toate nespălatele, cu toate împuțitele, cu toate astele, cu femei din astea de țară care erau unele chiar reduse mental, adică și zice, atâta de tare, ea ținea foarte tare la imaginea lui, că era director, cum v-am zis, și ținea foarte tare la prestanța lui, la imaginea lui de director. Muncea mult femeia, deci muncea, că muncea, avea școala,
muncea acasă foarte mult, era foarte, foarte muncitoare, foarte gospodină. Adică avea toate calitățile alea de anii 50 pe care le vor unii la femei. Și totuși ăsta se ducea și o înșela, cum ziceam, cu toate rebuturile. Și el era genul de om care, în momentul în care era acasă, era lene să se și spele, că povestea că îl spăla cu un prosop, adică îl punea pe, îl stătea întins pe pat și efectiv îl spăla ea cu un prosop, pentru că lui era lene, dragă, să se ridice, să se spele. No. E, asta vreau să zic, că poți să fii tu cea mai bună bucătăreasă, poți să faci sex extraordinar, poți să fii cea mai bună mamă, poți să ai casa impecabilă, poți să faci tu ce vrei. Dacă lui s-a pus pata pe una, care poate să fie efectiv o maimuță, deci să fie fix următoarea versiune de la Cita, el o să duce cu aia și pe tine te degradează. Și tu ești un rebut pentru ea. Așa că nu vă mai puneți în minte că ce să fac eu să nu mă înșele. Singurul lucru pe care puteți să-l faceți să nu vă înșele este să anticipați din timp treaba asta. Sau dacă v-a înșelat, să știți care sunt condițiile foarte clare în relația voastră. M-a înșelat, salutare. Iarăși, mor de femeile astea care sunt foarte geloase, extrem de geloase. Aveam iarăși o cunoștință care își gelozea bărbatul. Era adevărat că o și înșela ăla, nu-i nimic de zis și toată lumea știa că cum prinde momentul să plece, cum o înșela. Și urla de fiecare dată când venea acasă, că fusese sau nu la femei în ziua aia, ea îi făcea scandal. Genul ăsta de gelozie exagerate, nu ajută la nimic. Adică se aplică principiul ăla că cu cât ești mai nepăsătoare, cu atât e mai bine și pentru tine și pentru relație. Cu cât ești mai ne... Cu cât te interesează mai puțin și te frămânți mai puțin, cu atât e mai bine. Când, mai ales că bărbații au și mania asta de a-ți face în ciudă. Când văd că te consumi foarte tare, că te implici foarte tare, că faci tu pe rănita, atunci îți taie craca de sub picioare. Și mai tare. Atunci, doar ca să te enerveze și mai rău. Constatat eu de-a lungul timpului că o atitudine din asta mai nonșalantă așa și mai distantă este mai sănătoasă. Vă puneți condițiile, nu știu, trebuie să vă puneți condițiile clare din start. Băi, mă înșel, plec. Salutare, s-a terminat. Aia e. Dacă pentru voi este un non-negotiable, să spunem treaba asta. Dacă este ok, hai, discutăm, să vedem ce facem. Gen, în stilul Donald Trump, Melania Trump. Ce facem? Te mai țin sau mai plusez la bani, știți? Partea cea mai proastă, v-am zis, din toată situația asta este că noi femeile trebuie să învățăm lucrurile astea pe pielea noastră. Nu suntem învățate. Când primim sfaturi de aici și acolo, de obicei sfaturile alea sunt în neconcordanță cu educația pe care o primim sau se ciocnesc cu educația pe care am primit-o sau cu ceea ce știm noi despre lume, despre bărbați și așa mai departe și ni se pare că nu e adevărat și până ajungem noi să constatăm că e adevărat ce ni s-a spus, suferim. Acum, întrebarea, o să știu că o să mă întrebați dacă eu am fost înșelată. Culmea ironiei este că nu am fost înșelată la modul la care vă imaginați voi. Pentru că și înșelatul ăsta este de mai multe feluri. Eu mă refer aici strict când tu ești partenera oficială și se duce el în alte direcții, știți, la alte femei. Deci, numai de asta. Dar și înșelatul ăsta e de mai multe feluri. Mai nou am văzut că între cuplurile astea tinere este la modă chestia asta cu stocăritul pe Instagram, cu urmăritul, cu cine a vorbit, cu i-a dat like, ce a făcut. Iarăși niște chestii care pe mine mă depășesc atât de tare și numai perspectiva de a avea asemenea probleme în relații, într-o relație, mă va face să nu mai vreau să am o relație. Deci, stau eu să-i urmăresc lui Instagram-ul, pe bune, sau că să uite el pe Instagram la... Înseamnă că are prea mult timp liber și trebuie să-și ocupe timpul cu ceva dacă stau pe Instagram să se uite la femei dezbrăcate sau pe ce se mai uită, știți? Deci, și nu e ca și cum ai putea să-l oprești. Dacă se uite, e clar că e o problemă.
Și o să-mi ziceți, bun, dar eu la început cum știu? Uite, de exemplu, cu ăștia din categoria 3-a, care n-ar trebui să se căsătorească. Unul care îmi vine în minte e gen Ștefan Bănică, junior. Că zicea chiar Rădulească, spunea că Ștefan e un bărbat al femeilor, care nu trebuie să se căsătorească. Adică nu poate să fie ținut în loc de o femeie. Nu, drept dovadă că a avut dreptate. Știa aia ce zicea. E, genul ăla de bărbat, cum îl afli? Păi, din discuțiile inițiale, când începe și îți povestește, păi am avut o prietenă, nu știu ce, am avut o relație de atâta timp, am avut o relație, vezi că se tot perindă lucrurile și că sunt foarte multe relații sau foarte multe aventuri, deja sunt niște semne de întrebare pe care trebuie să ți le pui. Și e clar că omul ăla nu e stabil și nu are stabilitate și ăla nu o să fie stabil niciodată în viața vieții lui și mai bine te duci și îți vezi mamă de treaba ta și te duci și cauți pe cineva care să fie potrivit cu tine și ca la podul tău și așa mai departe. Și cu un om cu care să rezonezi în ceea ce vrei tu, adică să știi care sunt principiile tale și trebuie să-ți găsești un om care să se muleze pe principiile alea. Așa. Iarăși, unii întreabă care e secretul să ai genul ăla de bărbat care nu înșală. Probabil educația, probabil faptul că omul ăla știe ce își dorește, poate e și fătălău, cum zic ăștia, da, da, că am mai văzut și situații, poate e fătălău, nu e capabil să ducă dragă, să înșele. Poate este foarte bun pe capitolul familie, știți, dacă e fătălău și așa mai departe. Depinde fiecare ce vrea și lucruri. De-aia zic, nu este o rețetă, că toată lumea asta vrea. Soluția magică. Soluția universală magică care să fie rapidă, să nu dureze mult și să nu doară. Deci asta e formula, știți? Dăm soluția magică, rapidă, scurtă, să nu dureze mult și să nu doară. Nu există. Nu, ghiciți ce? Ca în cele mai multe situații de viață nu există soluția asta. Cine vă vinde pastilele astea, cum ziceam și cu alea, cu cursurile alea, cu... ai cum să fii feminină și să-ți atragi bărbați. Nu. Sunt niște prostii. Da. Da. Asta ca discuție între fete, pentru că suntem majoritatea fete aici și aș vrea să ziceți și voi părerea voastră pe subiectul ăsta, că sunt foarte încântată. Acum nu veniți cu... Eu sunt cu iubitul meu, eu sunt cu soțul meu din facultate, din liceu, din generală și nu m-am înșelat niciodată. Bine, bine, voi sunteți excepții, nu vorbesc cu voi. Vorbesc cu restul lumii, așa, știți? Nu veniți cu excepțiile, că nu ne bazăm expertiza pe excepții, ci pe media generală. Așa, și aș vrea să știu și părerea voastră cu privire la subiectul ăsta. Și eventual dacă vreți să mai discutăm. Deci asta a fost o chestie pur spontană care mi-a venit. Mă gândeam la niște situații și mi-am dat seama că băi, ar fi interesant de făcut un clip și de discutat pe tema asta. Și dacă vreți mai discutăm. Bun, vă pup, dați un like și un